ați revenit pe canalul nostru, unde universul este parfumat și plin de vitalitate. Astăzi vom desface un colet cu un măslin și patru citrice, ce este ca și cum ai deschide o fereastră către o grădină mediteraneană. Măslinul, cu frunzele sale argintii și fructul său nobil, este un simbol al păcii și al longevității. Citricele, cu varietatea lor de forme, mărimi și arome, sunt surse de energie și sănătate. Atunci când vorbim despre citrice, este esențial să menționăm portaltoiul pe care acestea sunt altoite. În cazul acestora, citricele sunt pe portaltoi de lămâi trifoliat, care le conferă o mai bună rezistență la condițiile climatice dificile și la boli. Acesta este un aspect cheie pentru cultivatorii care doresc să obțină cele mai bune rezultate atunci când vine vorba de citricele sale. Citricele sunt iubitoare de soare. Primăvara, după trecerea gerurilor târzii, se pot muta afară într-un loc însorit. Plantele se păstrează în primele zile la umbră pentru a nu fi arse de soarele puternic, apoi gradual se pot muta la soare. Toamna, înaintea gerurilor, se vor muta în casă, trecerea se va face la fel, treptat. Câteva zile sub o terasă și pe urmă în casă. Citricele necesită 8-12 ore de lumină pe zi. În interior se vor păstra lângă un geam cu expoziție sudică, cu o circulație aerului bună, recomandat în zilele frumoase să se deschidă geamul pentru aerisire. În caz de nevoie, lipsa luminii se poate substitui artificial cu un bec. Temperatura ideală pentru citrice este cuprinsă între 12-30 de grade Celsius în interior pe timpul iernii. Media adecvată ar fi în jur de 18 grade. Și foarte important, nu suportă oscilațiile bruște de temperatură, deoarece își pierd foliajul din cauza frigului. Solul trebuie să fie foarte bine drenat, reavăn, ușor acid, un pH de 6-7, lutos și nisipos în același timp. Ideal ar se folosi un amestec deja preparat pentru citrice, pentru a nu da greș. Udările pe timpul verii se pot face chiar și de 2 ori pe zi, pe vreme caniculară, iarna aproximativ o dată pe săptămână. Ideal este ca doar suprafața solului să se usuce ușor, între două udări. Pământul trebuie să fie reavăn. La fel de important, nu suportă apa stagnantă. Rădăcinile pot putrezi foarte ușor. Lipsa apei poate determina răsucirea frunzei. Citricelor le place și umiditatea atmosferică. Din acest motiv, este recomandat pulverizarea cu apă pe frunze sau amplasarea umidificatoarelor în apropiere, dacă este nevoie. Și un sfat legat de design: puteți folosi mulci decorativ, pietre, mușchi la suprafața solului din ghiveci. Aceasta, pe lângă faptul că sunt decorative, ajută și la menținerea solului reavăn. Și fertilizarea se face primăvara, vara, o dată pe săptămână, iar iarna o dată pe lună. Ideale sunt soluțiile speciale pentru citrice, pentru a se forma flori cât mai frumoase și a se păstra fructele pe ramurile sale. În multe cazuri, decolorarea frunzelor în galben semnalează o deficiență de fier, iar dăunătorii, ca la mai toate plantele, sunt cam aceiași: păduchii, țestoși, acarienii, afidele. La fel ca la toate plantele, folosiți un insecticid ca să nu fie afectat citricul atât de mult. În primul colet se află un portocal, un lămâi și un mandarin, iar în celălalt colet un măslin și un clementin. Clementinul a ajuns cu câțiva bobocei de floare. Nu am speranțe că vor rezista bobocei de floare. Măslinul este mai mult decât un simplu arbore. Este un simbol al longevității și al culturii mediteraneene. După cum se vede, au venit prin curier, chiar dacă cei de la pepinieră și-au dat tot interesul pentru a-i ambala cât mai bine și se vede că au făcut-o chiar foarte bine.
În ceea ce privește curierul, lasă un pic de dorit. Aceștia au stat sub alte colete și au venit puțin cam ciufuliți. Clementinul și măslinul au avut puțin de suferit. Măslinul a venit cu o crenguță ruptă, după cum se vede. Clementinul a avut câteva frunze rupte, dar este ok. Va veni vara și își vor reface coroana. În ceea ce privește măslinul, am uitat să-i întreb pe cei de la pepinieră ce soi este. I-am întrebat doar dacă rezistă la îngheț, lucru ceea ce mi s-a confirmat. Tind să cred că este soiul de măslin Oleia europea. Sper să nu greșesc acest lucru. Acesta rezistă undeva până la minus 10, minus 15 grade. Nu rezistă în toate zonele din țara noastră pe timpul iernii afară. Sper să îmi reziste, ce-i drept, în primii ani va avea nevoie de protecție pe timpul iernii și sper că va rezista inclusiv în zona unde va fi plantat în pământ, deoarece nu doresc să-l țin în ghiveci, aș vrea ca să l-am plantat în grădină. Dar cu toate acestea, cei de la pepinieră, așa cum am mai spus, și-au dat tot interesul pentru a-i ambala cât mai bine posibil. Sper că v-a plăcut și acest video. Ne vom vedea în următorul. Pe curând!